Din nou, Vlad. Da. Ce faci acolo? Mă joc World of Warcraft. Dar nu spui nimănui ce facem noi de fapt. Pentru că secretele noastre sunt secretele încă ceva. Încă un secret pe acest canal. Așa că, salutări din București și bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius, alături de mine este Vlad, care de asemenea a pregătit pentru voi enorm de multe surprize anul acesta. De asemenea, veți fi fericiți să aflați că Nerd News-ul va fi întotdeauna duminica. Asta pentru că, după cum vă spuneam și cum o să le spun băieților marți pe The Membership Live, să zic așa, date care apasă join, practic, la canal, precum și ele pe Patreon, o să aibă două ori pe săptămână un live pe care îl vor avea. Vom avea un live special în care discutăm despre canal, despre ce mai face, despre ce clipuri se mai prezintă. În momentul de față avem un roadmap pe anul ăsta consistent asupra celor clipurilor și a activităților care le facem pe canal, a emisiunilor. Avem și un program foarte strict vis-a-vis de ce clipuri primiți în ce zi, dar mai multe în săptămânile și lunile ce urmează. Așadar, primul Nerd News din 2020, fără doar și poate, haideți să începem. Prima știre și cam singura care, de puținele care nu vin din Star Wars, pentru că ce-i drept la începutul anului se întâmplă cam puține, sunt două știri, de fapt, care vin în afara Star Wars. Prima știre este, mi-a arătat-o Vlad mai devreme de dimineață, nici eu nu știam, dar se pare că regizorul de la Doctor Strange a plecat, a părăsit proiectul. Practic, omul care s-a urcat pe scenă, omul care a anunțat că vor face un Doctor Strange, the first horror movie in the Marvel Universe, Scott Derrickson, pare că a zis că, de fapt, nu. Întrebat de ce s-a despărțit, acesta nu a spus nimic, a comentat pe Twitter și a zis pur și simplu că au ales de comun acord să despartă, dat fiind că au creative differences. Ăsta e un felul frumos în care se spune că s-au bălăcărit, s-au dat cu buta în cap, pentru că unul voia să facă hăisa și unul voia să facă cea, cum se spune pe plaiurile mioritice, Baltagu, pagina 22. De ce e importantă chestia asta, de fapt, Jedev, este pentru că vine într-un context în care Marvel acum trebuie să lanseze și WandaVision. Iar WandaVision deja are un setup pregătit pentru acest Doctor Strange. Și faptul că acum îl schimbă poate fi un red flag sau poate fi un semn bun. Dar cred că mai degrabă un red flag, dar fiindcă au plecat la drum împreună cu Scott Derrickson. But anyway, asta e prima știre. A doua știre vine tot din Marvel și se referă la faptul că Thor Love and Thunder a primit un nou actor în distribuție și este nimeni altul decât Sir Christian Bale, adică Batman devine actor în Marvel. E interesantă chestia asta, dar ce este și mai interesant, bine, nu ar fi primul, că și Zachary Levi, tot din franciza Thor, vine, apropo de asta. Așa că iată că avem un back and forth între DC și Marvel. Ideea este că e prea mare ca actor ca să fie integrat în, să aibă un deal semnat pe mai multe filme, deci nu cred că o să fie în MCU, cred că o să fie doar în Thor. Și având în vedere stilul lui Bale, foarte multă lume, foarte, inclusiv eu, cred că de fapt și de drept vom avea începutul cel puțin al The Gore Saga, The God Butcher Saga, ceea ce ar fi fenomenal. Asta înseamnă că mai avem cel puțin 3 filme Thor care vor fi balls to the walls, fucking amazing. And I'm fucking game for that shit. Așa că mă bucur pentru asta. Și acum să trecem la principalele știri, și anume Star Wars, despre care vă spuneam. Star Wars a fost... Începe să se liniștească apele, o să facă miliardul fără doar și poate, că o să iasă cel mai puțin profitabil de cele 3, dar overall ei sunt ok cu chestia asta. Știți că vă spuneam într-un Nerd News precedent că exista mai multe cut-uri ale filmului. Ei bine, după premieră au început să apară primele leak-uri pe platou, să le zicem așa, în care se vorbește despre situația și din punctul de vedere al lui J.J. Abrams. De așteptat era ca mai multe părți se comporte într-un mod negativ, dar sincer mă așteptam ca J.J. Abrams să fie cel care sabotează proiectul. După ce citești tot ce a ieșit în presă pe parcurs, faptul că J.J. Abrams de fapt a investit foarte mult în filmul ăsta și a dorit un film de 3 ore, am văzut un film de 2 ore și ceva, după cum vă spuneam, au fost 3 cut-uri, a fost cut-ul lui J.J., a fost încă un cut, care în schimb cut-ul lui J.J. aparent a avut cel mai slab scoring la public și a fost modificat, a fost dus într-un cut făcut de Lucasfilms și de Bob Iger. Acela a avut un scor puțin mai bun, dar nu foarte mult mai bun. A fost adus și
George Lucas să îi ajute cu montajul și a ieșit acest cut pe care l-am văzut la cinema de fapt și care aparent a fost cel mai apreciat de public. Evident, părțile tăiate sunt părți în care în schimb ar fi fost foarte interesante, gen o scenă în care cele 20 de fantome de Jedi chiar o ajută pe Rey și apareau. Aparent actorii chiar au fost pe platou, au filmat în costum, au filmat cu săbile mână și așa mai departe. Adică alte scene în care aflăm că de fapt ce voia să-i spună, spoiler alert, ce voia să-i spună Finn lui Rey pe tot parcurs, nu este că o iubește și că el are puteri de, simte forța cum ar veni. De asemenea, erau foarte multe scene în care el utilizează forța puțin, legau puțin acest Finn using the Force din The Force Awakens cu ultima parte. Ar fi fost puțin mai interesant, poate. Aparent, el, J.J. Abrams, nu a filmat scena cu sărutul. Aparent au fost multe, multe modificări. Iar J.J. pare să fi fost extrem de îndurerat de situație și a ales să nu mai comenteze pe această temă. Asta este prima știre vis-a-vis de Star Wars. A doua știre care vine este că, în sfârșit, pare că avem confirmarea că da, una dintre trilogiile care urmează să fie făcute în universul Star Wars sunt legate de Knights of the Old Republic și vor avea, ca unul dintre protagoniști de fapt, vom avea și pe Young Yoda. Deci nu Baby Yoda, ci Yoda, pur și simplu. Pentru cine nu știe franciza, sau cine nu știe iterațiile KOTOR, Knights of the Old Republic, e vorba de două jocuri plus un MMO, ca să zic așa. Cele două jocuri sunt Knights of the Old Republic, se numesc amândouă, KOTOR, și al treilea este un MMORPG lansat de Bethesda și EA, îl avem și noi pe aici, Vlad, îmi dai și mie puțin CD-ul, Star Wars The Old Republic. Be the hero of your Star Wars saga. Asta e un DVD pe care l-am cumpărat la lansare, am avut veteran status, beta, am luat din state, că nu se mai găsea în Europa nicăieri, l-am luat cu $120 pe vremea respectivă, m-a spart, și l-am zis, what the fuck, dar atât de mult am vrut să fie un joc bun încât l-am cumpărat. Ei bine, aparent vom avea acest film, nu știm cine îl va regiza, cine îl dezvoltă în momentul de față, vocile spun că ar fi Kevin Feige, dar până nu știm mai multe, nu are sens să vehiculăm nimic. Nu cred că este filmul din 2022 ăsta, sau 2021, cred că este cu totul altceva, dar încă nu știm nimic. Următoarea veste, The Bombshell of the Bombshells, cea care a desăvârșit comentariul total asupra Star Wars, care s-a vorbit foarte puțin despre el, este faptul că the head of publishing de la Star Wars Comics a spus foarte clar că acel panel care a determinat pe foarte mulți oameni să creadă că de fapt Anakin a fost făcut de Palpatine, nu asta a vrut să spună. Și că de fapt, 100%, indubitabil, nu a fost făcut de Palpatine. The fucking Skywalkers nu a fost făcut de Palpatine decât de J.J. Abrams, dacă vreți în felul ăsta. Dar nu e cazul, nu e ce credeam noi, de fapt, și drept. În continuare, The Skywalker Bloodline, să zicem așa, pare în continuare să fie ceva foarte special și nu ceva creat de un Sith Lord. Asta a fost The Bombshell, ca să zic așa, pe bază de Star Wars, pentru cine nu știa. Așadar, it's good news for Anakin. Veste importantă, James Cameron lansează pe piață primele renderuri din Avatar. Iar internetul are reacții foarte, foarte mixte. Din păcate arată ca World of Warcraft în 2004. Primele renderuri sunt destul de slabe. De altfel, dacă vă uitați pe Twitter discuția de ce se întâmplă acolo, nimeni nu este extrem de entuziasmat de ele. Acum să ne înțelegem. Avatar, o franciză care are 10 ani în momentul de față, vrea să lanseze încă 4 filme. Când vor termina de lansat toate filmele, vor fi trecut aproape 20 de ani de la lansare. O franciză cu 20 de ani în spate a lui James Cameron. James Cameron a mai și spus o chestie de genul că Avatar va prelua coroana de la Avengers până la urmă și că vor face mai mulți bani. Overall, pachetul va face mai mulți bani decât Avengers la un moment dat. Îmi rezerv dubii în privința faptului că Avatar 2 va fi un succes fenomenal. Cred că James Cameron nu acceptă un lucru. Felul în care spunem povestea schimba complet, felul în care abordăm filmele și cinematografia și acest theme park approach, să spunem așa, s-a schimbat foarte, foarte mult. Și suntem acum la un punct în care nu cred că mai poți să faci un film, să sper că tehnicalitatea lui va rezolva problema. Pentru că, de fapt, Avatar asta a fost. Avatar a fost un succes fenomenal pentru că toată lumea era 3D, 3D, 3D. A fost un gimmick. Asta e adevărul. E adevărat că și Avengers a folosit gimmick-ul de a fi relansat în cinema după nu știu cât timp, dar
cred că overall Marvel ca franciză mai are cel puțin încă vreo 6-8 ani în buzunar, minimorum. Cred că și sper să nu ajung mai departe, pentru că la un moment trebuie să și să se reschimbe lucrurile, știi? Cam asta e chestia. Acestea au fost știrile, sper că v-a plăcut. Nu uitați Facebook, Instagram. De asemenea, o să tragem, să extragem săptămâna viitoare câștigătorii ceasurilor Watchman. După cum știți, pentru cine nu știe, a avut 3 ceasuri Watchman de dat de la HBO. Sunt ceasuri Swatch, sunt ceasuri originale, sunt ceasuri care vor fi collectible peste câțiva ani, cu siguranță. Nu știu dacă vreți să le portați neapărat. Ideea este, în schimb, că dacă nu le-ați găsit încă acele clipuri, luați și le căutați pe canal, pentru că sunt acolo. Cine răspunde primește o șansă. Extragerea are loc săptămâna aceasta. Veți câștiga cu toți, evident, dacă răspundeți și la întrebările respective în comentarii. Cam atât pentru azi. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut suficient de mult că să dați like-ul, share-ul și subscribe-ul. Și evident că nu ați făcut încă, apăsați și pe butonul de join pentru live-urile alea pe care le facem ocazional și pentru a afla când ne întâlnim cu toții. La fiecare lună avem o întâlnire o dată pe lună, la o bere bună, cu membrii încă ceva și cu oamenii de pe Patreon, The Beer Squad. Vă mulțumesc și pe data viitoare. Nu rămâne decât să vă urez viziunea plăcută, numai de bine, baftă!